controlul de la Constanța și de la Brăila, același lucru se va întâmpla și la, la Hamal. Deci noi suntem pe 3 februarie când avem asta, noi venim cu propunerea asta. Urmează că am spus asta să ne gândim cu toții cum e mai bine să facem. Am avut o discuție și dimineață cu cei de la presă, am avut o discuție și cu antrenorii echipei, am spus punctul meu de vedere, am avut o discuție și cu domnul Felugea, care vrea să se ocupe de capitolul fotbal, împreună cu două societăți sau trei private, vor să de 3-400 de mii, adică de 3-4 miliarde fiecare, să ajunge un model similar cu cel din trecut. Eu am spus un singur lucru, ei vor să facă fuziune între Pompet, zic bine, Cireșu și cei de la CF Brăila, dar să conducă ei această mișcare sportivă. Consider că probabil eu n-am avut cele mai bune calități de a aduce fotbalul în divizia națională, că asta mi-am dorit și ne-am dorit cu toți, că de asta am aprobat bugetul. N-a fost să fie, asta a fost. Eu zic, noi să rămânem alături cu suma care, dacă o să credeți că trebuie să o măresc sau să o micșorăm, o facem atunci la timpul respectiv. Dar ei trebuie să organizeze și să meargă mai departe cu bune și cu rele, ei știu mai bine ce trebuie să facă. Vom vedea ce va fi. În același timp, v-aș ruga să ne uităm la buget și în perioada asta. Alina este aici. Veniți, discutați. Avram, care este și o comisie, este aici. Veniți, discutați să facem ceea ce trebuie. Să facem o alocare așa cum ne-o dorim. Adică să fie înspre dezvoltarea județului și trebuie să luăm în calcul și câteva drumuri importante care trebuie discutate. Este cel de la Salcea Tudor Cuza.